Indiferent de motivul pe care îl avem pentru citit, dacă ne vom face un obicei din acesta, finalitatea va fi că vom avea o viață mai bună. Fără să ne dăm seama, vom învăța să luăm decizii mai bune, ne va ajuta să ne înțelegem mai bine pe noi și pe ceilalți și ne va ajuta să ne menținem un echilibru emoțional. Este foarte important să citim din cauza că ne dezvoltă foarte mult modul de a înțelege lucrurile, ne dezvoltă imaginația, ne dezvoltă cunoștințele, efectiv aria de cunoștințe pe care noi o putem avea și nu doar printr-o simplă butonare de device electronic, ci pur și simplu intrând în amănunt. Fiindcă știm cu toții, ne putem informa, putem citi și de pe un telefon și de pe o tabletă, însă depinde cum facem lucrul acesta. Dacă înțelegem că pe internet nu în mod obligatoriu informația este cea veridică. Se poate să fie, dar se poate și să nu fie. Sau poate fi ca informația adevărată 90%, iar 10% să fie eronat. Mai multe despre importanța lecturii aflați din emisiunea Apropouri în această săptămână. Invitat este directorul Bibliotecii Județene, Gabriel Cărăbuș.